următoarea noastră invitată întotdeauna îi place să experimenteze și ce apariție o să aibă astăzi. Pe mulți dintre voi o să vă lase mască. Nu spun mai multe. Vine în această seară cu o doză mare de afrodiziac Doinița German. Ta-da! Bună seara! Bună seara! Stai, vină mai în față. Hai. Fă o piruietă să te vadă lumea. Nu pot să fac o piruietă mare ca să-mi foaie fusta până în cap? Sau una... Evident, dar ce vor okay. să sau una medie, așa, de care vrei, ia. Așa, ulala, filmați-i pantofii. Hai, de la început, hai, ia-mă ca lumea, că nu mă, this, nu this, mă rotez de 10 ori. Măi, odată eram la un concert, știi, cu fusta din asta și vorbeam niște lucruri foarte serioase din scenă și la un moment dat m-a luat un vânt și mi s-a ridicat fusta până în cap. Partea bună e că port chestii din astea body, știi? De obicei în culoarea dresului, așa ca să fie. Și s-a văzut ce s-a văzut, acceptabil, să zic așa. Auzi, ținând cont de faptul că vedetele internaționale umblă cu fundul gol și nouă ne place, nu mai fiți așa de critici, dragilor, chiar la tot pasul, vorba aia. Exact, pentru că a fost și Victoria Lungu și nu știu dacă ai văzut, ei a avut o apariție din asta foarte strălucitoare. Așa, și da, exact... ne-am întâlnit la spectacol, am cântat și eu acolo. Era și exact despre foarte interesant. Măi, adică vă uitați la cei de peste hotare și cei de peste hotare fac chestii de genul ăsta și ziceți, wow, iată și a noștri fac, așa că nimic. Dragilor, nu, e ok, eu cred că toată lumea critică și este un lucru firesc. Știi, dacă îl punem unii dintre noi la îndoială chiar și pe bunul Dumnezeu, atunci este foarte leste să pui la îndoială valoarea unui om simplu, unui muritor de rând, așa că credem, oamenii care ies în scenă cred că și asumă lucrul acesta și până la urmă e o chestie, e o diferență de opinie. E ceva firesc. Eu mă uit la părul tău. Unde-i părul tău? Părul meu? Da. Părul meu este ascuns departe într-o pădure. De bune, câte peruci ai? Foarte multe și toate culorile și îmi place să experimentez, da. Deși, apropo de asta, devine greu uneori pentru că am părul mare și e foarte complicat să-l prinzi, da. Ok, da, e interesant pentru că scena îți permite să experimentezi imagini interesante și mie îmi place să fiu colorată și schimbătoare pentru publicul meu, pentru oamenii care... mă plac și mă așteaptă. Geaca, dă părul la o parte, adică de... Ce pictată, da? Da, asta vreau să văd. Este o geacă handmade, este o geacă lucrată. Lucruri serioase. Fete serioase, lucruri serioase la emisiuni foarte serioase. Deci tratați cu seriozitate momentul, da? Nu îndrăzniți să îl puneți în discuție. Păi, fată, tu ai stilist sau singură? Păi e o chestie de echipă. De obicei, când coasem ceva sau facem ceva sau creăm o imagine, lucrăm în echipă. Primul consultant și, de fapt, omul care face și schițele la costumele mele este Cătălin Gondiu și producător, manager, omul care se ocupă de cariera mea de ani buni. Și deja lucrez cu câțiva specialiști, profesioniști, care mă ajută nemijlocit cu realizarea și cu alte idei în materie de... Ok, de stil, da. Dar în principiu fac tot ce-mi trece prin cap și mă interesează foarte puțin moda. Nu, adică urmăresc ce se întâmplă, dar nu neapărat că încerc să prind vreun trend. Pentru că eu consider că noi facem trendul și este important să ne simțim ok cu noi înșine. De asta fiți îndrăzneți, experimentați, faceți tot ce vă trece prin cap, lăsați toate... Ce o să vorbească lumea, lăsați Da, și toate standardele la o parte, pentru că nu trebuie neapărat să ne încadrăm în anumite tipare. Este important să fim noi înșine fericiți pe lumea asta. Tu ziceai de lucruri serioase, dar tu chiar faci lucruri serioase. Tu mergi pe la centre comunitare și cânti, distrezi, încerci să aduci voie bună oamenilor de acolo. Vorbești despre activități caritabile. Da, sunt foarte multe, încerc să fac față. Eu am zis în nenumărate rânduri că plac foarte mult animalele, că iubesc foarte mult oamenii și că de obicei îi văd. Nu știu, așa se face că soarta mi-a duce în față și bunul Dumnezeu mi-a dat ochi să văd, urechi să aud și inimă să simt. Și eu îi văd pe cei care au nevoie de mine, încerc în măsura posibilităților să fiu alături și chiar am făcut și un pact cu bunul Dumnezeu că atâta timp cât o să fiu sănătoasă, cât o să am putere, cât o să am mâini, picioare, cât o să pot să fac ceea ce îmi place și cât o să pot să pot exista din asta, o să fac lucruri bune și frumoase pentru semenii mei și o să ajut oamenii. Hai să vedem cum ajut tu oamenii, pentru că avem și dovezi video. Oh.
tineri aici. Da, e un centru comunitar pentru copii și tineri, unde sunt voluntar, în cadrul căruia sunt voluntar și activez deja de 17 ani. Adică de la 13 ani, de când am început să fac o carieră solo în muzică cu primele mele piese, eram într-o relație de colaborare cu ei și de atunci păstrăm legătura asta, încercăm să-i ajutăm, să-i asigurăm cu aparataj tehnic și eu sunt profesoara lor de canto. Wow. Da, și îmi place să-i fac să simtă artiști, să se simtă pe scenă și îmi place nu să stau cu ei, dar să învăț acolo cuvinte sau să îi pun să intoneze note. Îmi place să le transmit starea asta, știi? De poveste pe care ei poate nu reușesc să o simtă în mod normal în viața de zi cu zi. Sunt și copii cu nevoi speciale, necesități speciale. Sunt și copii obișnuiți, să zicem așa, dar care poate au mai puțină posibilitate ca să își permită să achite studii, da, în domeniu, cât și unii copii care fac și muzică și actorie și la școală, dar iarăși vin la centru ca să activeze, să se dezvolte frumos în afara orelor de studii și să ne întâlnim acolo, da? Facem evenimente tematice și învățăm felul de piese din repertoriul artiștilor noștri, apropo, învăț să iubească muzica de acasă. Dar ce legătură ai tu cu surorile Osoianu? Am o piesă nouă, pe care nouă, dar veche, sau veche, dar nouă, nici nu știu cum să-i spun, Zi bade cu fluierul, se cheamă, o piesă pe care o cântam când aveam vreo, nu știu, vreo 13 ani, foarte mult timp în urmă, și acum am refăcut o haină nouă pentru un spectacol foarte mare, cu două orchestre combinate, îmbinate. Ia, hai să vedem repetiția. Da, și surorile Osoianu au cântat cu mine piesa aia. Hai să vedem repetiția. Lai lai la 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 lai lai la la lai lai la la lai lai la la. Niște doamne atât de bune, niște oameni minunați, efectiv. Chiar a fost o mare plăcere să colaborăm și sper că o să putem să venim cu piesa asta împreună la voi în studio. Sigur, o să ne facă plăcere. De fapt, astăzi, a fost și profesoarele mele, să știi, la școală, la liceu. La liceu, deci cercul muzical extra-școlar, cum ar veni. Chiar cântam piesa asta când eram elev, acum mulți ani în urmă. Foarte frumos, se îmbină, se combină lucrurile în viața noastră. Uite, draga mea, astăzi ai venit cu o melodie frumoasă. Tu tot timpul când vii la noi, ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta, mai repede decât mine. Nu te-ntrec, nu te-ntrec, hai. Și am zis că tu de mult ai venit la noi, de mult n-ai fost provocată. În general n-am fost provocată. De mult n-am fost provocată. Că tu faci show-și fără să fii provocată. Dacă îți mai dăm ție ceva. Măi, de câte ori intru într-un studio de televiziune, mă rog bunul de Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-mă să fiu cu minte de data asta, să nu mai sperii lumea atâta. Dar știi că nu... Nu-mi iese. Nu-mi iese să fiu cu minte, bre. Din anumatul ăsta ești făcută. Vreau să fiu cu minte, uite, crede-mă. Vreau să fiu cu minte, dar nu pot. Nu pot, nici nu trebuie să fii. Lasă că sunt alții destul de cuminți și scoți din trânsă două, trei fraze cu arcanul. Eu îți spun ce vrei și ce nu vrei. Hai. Deci, aici avem niște cimilituri. Doamne. Și avem niște ritmuri. Pentru că tu vorbești repede și tu trebuie să faci rap. Beatbox. Vrei să faci și... beatbox? Păi, dar cum, băi, cum o să faci beatbox dacă tu trebuie să citești? Ok, deci, faci tu beatbox. Nu, Fernire, știi, vrei să fugi toți la televizor acum. Avem muzică. Da, hai, dați-mi muzica. Deci, pornim muzica. Poți să mă ridic? Da, dar hai, cum? Că nu hai, poți să... hai, sus, sus, serios, sus. Acum trebuie să sunteți libertate, ia-uzi. Bucur și bucurase, bucurau că bucurel e bucuros în București, eu. Bucură-te cum s-a bucurat și bucuroaia când s-a întors bucurel, bucuros din București, yeah. Te mai serioasă? Ia-o-s. Îmi schimb muzica sau rămâne pe asta? Nu, tot pe asta. Asta-i. Yeah, trebuie să faci yo, hai. Yo. Mă, parcă am avut și chipiul de rapper, ia uite. O coropiș... Și măi, ce asta? O coropișniță și un coropișnițoi se coropișnițeau la noi, la gunoi. Nu coropișnița este... Nu coropișnița se coripișit... Ce-i asta, mă? Încă o dată, reluăm. Nu coropiși... Nu coropișnița... Ok, și... Acum ai acolo, ia uite. Nu coropișnița se coripișnița... Bă, dragă! Coropișnițoiul coropișnițea pe coropișnița... Ce făceam, bre? O coropiștița! Măi, fetelor, fiți atente că o să fiți coropiștițite! O babă... Babă, ia, o babă, despre cine e asta? Hai! Fii atent! O babă bălană mânca o banană babană. Cântecul cânta de cântăreața încântătoare, încânta cântărețul, încânta de cântăreața cântăreții!
Că-i cântarea, când regizorii, am găsit un text, dar n-are treabă. Ei, la zi, okay. Înțeles. Un copoc stârg, 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 stârg. Astea-s efecte speciale, știu. Un copoc stârg, 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 s-a dus la disco, co, 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 stârgărărie. Unde se de coco stârgăreau și alți coco stârgi ne desco, co, 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 ca să se descotoră, băi, ca să te se Marele șoc al nostru atunci când am văzut lista participanților la Eurovision a fost că Doinița German nu e acolo. Cum? Când nici de vreo 10 ani încoace Eurovisionul fără tine nu se face. Da, da, nici gura nu mai tace. Ei, dacă Eurovisionul se face. Da, mi-a mai tăcut și anul trecut. Mi-a mai tăcut și un an că am mai făcut pauze. Toată lumea mă întreabă, Brady, par concursul ăsta e concursul meu. Eu mă simt mascota Eurovisionului din țara asta. Nici nu știu ce ați face, bre, fără mine. Dar să știi că mai în glumă, mai în serios, dar am foarte multă lume din toate țările, chiar participate la Eurovision, care îmi scriu, când te revedem la Eurovision, că te așteptăm. Sunt fani Eurovision care sunt foarte cu ochii pe concursul ăsta, precum eram eu cândva odată, că aveam mai mult timp pentru asta. Și ei sunt pasionați de anumite artiști din diferite țări. Și să știi că mă bat la cap și tot felul de compozitori din toată lumea. Hai, cântă piesa mea la Eurovision. Ți-o dau gratis. Bre, mi-a scris odată cineva, compozitorul lui Serghei Lazarev, unul dintre ei. Aha. I-a făcut două albume acum, din astea moderne, știi, faine, ultimile albume. Aha. Și mi-a scris, băi, hai, dă-te la Eurovision cu piesa mea, vreau să-ți dau piesa mea ca să o reprezint, dar s-o cânti doar la Eurovision, știi? Aha. Au ei ceva cu Eurovisionul ăsta, sunt oameni care sunt bolnavi de Eurovision, precum eram și eu. Și mai poate mai sunt, dar acum sunt într-o mică pauză. Da, sunt într-o mică pauză. Nu mă duc pentru că... Adică mă duc, dar doar dacă îl chemați din nou pe Kirkorov să... Să am cu cine să mă bat. Măi, da, cum am zis eu odată și bre, dacă m-am bătut cu marele rege și am ieșit pe locul 2, acum dacă vin fără rege, n-aveți nicio șansă să câștigați. Și de asta, știi, mai ofer și altor oameni posibilități, da, nu vreau să fiu obraznică, să trag tot Eurovisionul cu mine, pe mine. Ei, da, odată și odată, tu ai zis că nu te lași până nu te duci. Păi sunt unica șansă, dragilor, altfel nu câștigați nimic. Așa, în această seară, însă, hai, câștigăm... Acum să rețim în cap, ziceți că sunt obraznică, că sunt nebună, că nu mai știu ce. Comentați, nu înțelegeți glumele, Doamne ferește să înțelegeți glumele. N-aveți cum să le înțelegeți. Ei, da. Noi înțelegem ce înseamnă prestația artistică pentru că a noastră... Nu, dar scuze-mă, știi de ce nu mai place să participi în ultima vreme? Pentru că concurenții... Nu, bă, săriți pe mine acum, asta voastră vă iubesc. Nu, n-am treabă, chiar nu. Eu nu am resentimente față de oameni, sincer îți spun. Eu nu vreau să particip în ultima vreme pentru că am zis că toate ideile bune pe care le am o să le bag în videoclipurile mele și în piesele mele care să rămână. Pentru că am avut câteva experiențe mai... care nu prea mi-au plăcut, știi? Nu că nu prea mi-au plăcut, dar m-au lăsat cumva în pană de emoții, gen, băi, chiar nu aveți inspirație să faceți mai mult de atât. Concurenții care au câștigat etapa națională au efectiv s-au inspirat, hai să folosesc un cuvânt frumos, de la ceea ce am prezentat eu la etapa națională și au dus acolo peste hotare, știi? Gen, băi, noi suntem frumoși. Păi dați-mă, dar proste, că înseamnă că ești bună și ai idei creative? Băi, despre... și pe... Stai... Și dar nu pot și pe Elvis Presley, și pe Elvis Presley îl copiază toată lumea. Acum o să zic, băi, ce avem de copiat noi de la tine? Băi, nu știu ce aveți de copiat, dar tot copiați de fiecare dată. Dar știi care e chestia? Până la urmă eu zici bine, e frumos să fii sursă de inspirație. Așa e. Așa și că... astăzi o să vă servească sursă de inspirație pentru că a venit cu un outfit splendid și are și niște băieți dansatori și vor face show cu noua ta piesă. Afrodizia. Da. Ești gata? Sunt gata, merg Hai. Acolo. Hai. Muzica! Dansați cu mine. Dansăm cum altfel. Ești perfect și asta mă ucid încet. Îi spunem totul
mea.